Păi ce ai făcut pe mine, mă? Aoleu, cum s-a pus sosul ăla. Vedeți aici, încă o dată. Salutare, prieteni, eu sunt Sergiu și suntem aici cu Alex Montrei. Salut! Chiar dacă ne-am mai salutat azi de 3 ori. Astăzi v-am pregătit un clip cu mâncare și am comandat toate produsele de la KFC și de la Popeye și în acest clip o să le comparăm. Vedeți, am dat eu. Am preluat eu vlogul. Deja a luat de prea o teorie. Deci, care e investiția blocului? 130 de lei sau la KFC? Nu. Ceva de genul. Deci 100... ai dat 120 de lei la KFC, 120 de lei la Papa, am cumpărat exact același produs, o să vă pună el o poză pe ecran. Și eu zic să începem cu prima comparație a zilei, însă nu înainte să bușiți butonul de like sau tu ce formă ai? Eu am cu bușiți butonul de like, trebuie să-ți găsești și tu o formă, gen să-l troznești, să-l lovești, nu știu, să-l violezi. Eu înainte, zic să-l când eram mai mic, ziceam să violați butonul de like, cei care mă urmăriți de mult timp știți. Eu zic să începem cu prima comparație, pentru că mi-e foame, nu am mâncat nimic astăzi, știam că o să filmeze Sergiu ceva cu mâncare și m-am pregătit din toate părțile. Eu zic să-i băgăm. Deci prima comparație de astăzi. Tu de ce încerci KFC? Mie îmi place KFC. Și ce mă interesează? Ține tu ăla acolo. Ideea e că încearcă fiecare câte unul și după aia le schimbăm. Ah, perfect. Da, dar tu mereu începi cu Popeye. Prima comparație de astăzi este evident puiul de la KFC și puiul de la Popeye. Avem aici crispy picanți de la KFC, pregătește-te, sufletește pentru lupta de diseară. Și avem aici crispy tenders de la Popeye. Haideți să facem în primul rând o comparație vizuală. Dimensiunea contează. Hai să începem cum e fama. Noroc. Și cu stânga pogă. Am început bine. Tu. Cum? Nu-mi place deloc, mă. De ce? Zici că nu-i pui în primul rând. Cum adică? Ce gust ai? Abia aștept să încerci. O să vezi tu. Ce e așa? Nu l-aș mânca pe tot. Nu e picant? Bă, nu prea. Mamă, e puțin de picant. E puțin de tot picant. Da, da, uite, check de color. Cred că au schimbat rețeta. La KFC? Băi, e destul de picant azi. Bine că l-ai luat tu pe ăla, poate e singurul cel mai picant. Bă, chiar e picant de data asta? Bă, acum începe să piște și ăsta. Ăsta. Cred că e cel mai picant crispy pe care am mâncat vreodată de la KFC. Wow! Mă, vezi că ăștia chiar sunt picanți? Nu-i de glumă cu ei. Asta nu e atât de bun. Din ce observ, ai mai mult pesmet decât pui. Ia, parcă e puțin pui acolo. Ok, hai să facem switch. E el mai mare, dar degeaba. Așa. Acesta este crispy tenderul de la Popeye's. Are un miros diferit. Nu-mi dau seama ce miroase, dar are un miros destul de diferit. Bă, ce să zic, eu nu prea mănânc de la KFC meniuri de astea. Îmi iau ofertele cu sandwich crispy și cu cartofi. Mi se par mai ok a doua zi. Dar nu mai are nevoie de descriere KFC-ul. Bă, sunt buni și ăștia, dar nu prea se compară. Bă, nu se compară nici cu mulți din ele. Dar e ok, nu sunt răi, dar dacă ar fi să compar cu KFC-ul, e mult mai bun. Mamă, vezi ce pici cu ăsta. Chiar e picant, nu știu ce au pus în ei. Să știi că... Mie nu prea place picantul. Că e picant. Eu știu că tu bagi picant. Mie-mi place. Uai ce nu-mi place. E prima oară când i-am prins așa picant. Du-te, bă! Cred că au schimbat rețeta. Sau m-a văzut pe mine acolo și au zis ia pune mai mult sos. De la bucătar. Acum o să comparăm spicy wings-urile de la KFC și cele de la Popeye's. Cam așa arată cel de la KFC. Și cam așa arată cel de la Popeye's. Adică... Vrei să-ți ajungă pe mazea sau? Cred că asta e chiar se aplică vorba aici. Mamă, cât de bine miroase asta. Eu de obicei nu-mi iau aripioare pentru că nu prea-mi place să stau. Bă, stai sincer, ia dă-mi să miros. Mie nu prea-mi place să mănânc aripioare pentru că îmi place să mestec din prima, nu să stau. Da, da, nici mie nu-mi place neapărat. Hai totuși să vedem care-i treaba. Bun. Mamă, dar cât de bun sunt. Ne-ai ajuns la pui? Ai rămas la os? Am rămas la pielice, cred că. Bă, e ok. Bă, ce-i drept, e foarte puțină carne și sunt destul de picanți. Ia încearcă pe ăsta de la KFC. Da. Eu sincer cred că dau pas la un de ăsta de așa de așa. Bun. Eu îi cam dau pas la ce mai rău ați aici, că hai, mă, abia aș să încerc KFC-ul. E ok? Da, e bun. Hai să încercăm acum. Are pe ora de încerc să-l deschid aici ca să mai fac chiar un bulba house.
Bă, nu se compara. Mai bună? Ori ne-am învățat noi de mici cu KFC-ul, ori chiar nu se compara, adică îmi place mai mult KFC-ul. Mi-a plăcut la KFC că doar piurile mai mari. Sunt foarte, foarte picante. Sunt, da. Știi meme-urile alea de pe TikTok cu ăla care sfoară? A treia comparație de astăzi o să fie bazată pe Signature Chicken de la Popeye și Signature Chicken de la KFC. Adică puiul Kentucky, care arată cam așa. Bă, prima chestie... Mai fac mult o mizerie pe aici. Prima chestie, ideea e că unul vine în cutie și unul vine în punguță. Hai să le comparăm un pic, hai că le comparăm dacă e cu băgăția, e bucat de el direct. Mai am tu unul. O să vă arăt așa, ca să nu scăpăm pe jos. Tu unul. Mamă, ce picant e ăsta! Da? Deci n-ai idee ce picant e ăsta. Asta m-a convins. Am înghițit o bucată destul de mare. Asta e foarte bună, pișcă ca dracu, bă, ca dracu, pișcă. Foarte bun. Hai că vie puiul până mi-l dai. Ce am prins eu aici, mă? Am prins copanul, mi-ai lăsat mie copanul? Normal că ți-am lăsat copanul, dar era să mănânc eu ce mai complicat, nu? Păi nu, e ușor de mâncare. Hai că e ușor, eu nu-mi place deloc. Încă nu știu cu ce să compară gustul ăsta, are un gust specific. Bă, sincer, mie nu-mi place așa. Nu? Nu, deci KFC out. Mie îmi place mai mult Kentucky de la KFC decât ăsta. A venit și momentul să comparăm chicken nuggets-i. La KFC văd că se numesc fillet bites. Wow, și la Popeyes se numesc chicken nuggets. Ăștia-s bun rău de tot. N-ai încercat până acum? Bă, n-am încercat niciodată. Așa arată fillet niciodată. Bites? Așa arată chicken nuggets. Parcă la aspect îmi place mai mult cum arată Popeyes. Asta e mai crocant. Da, arată un pic mai bine Popeyes. Da, dar hai să vedem gust. Hai să vedem gustul. Ce bun. Ia un gust. Ca mare. Ăștia câștigă sta asta. Dar știi ce ne-a făcut noi? Trebuie cu sos? Ia sosul de la Popeyes. Nu, că... E ok, că iau și eu de la Ghele. Cred că toată lumea știe cum arată sosul de la KFC, dar probabil nu toată lumea știe cum arată cel de la Popeyes, da. Bun. Hai sosul de la KFC e cu siguranță cel mai bun sos de usturoi. Am luat garlic sos de la ambele. Ia uite cum arată, deci că e mai Da, încearcă nuggets de la Popeyes cu de ăla. Păi acum am un nugget de la KFC. Păi, stai să încerc și eu. Nu, lasă-l acolo. Ia cu sosul bucătarului de acolo. Mă crezi că dacă îl bag pe ăsta de la KFC în punga de la Popeyes și după aia o să caut KFC-ul în punga de Popeyes, o să-l găsesc? Fiți atenți aici, îmi pare rău că vă fac poftă, dar... Aoleu, cum s-a pus sosul ăla. Uitați un pic. Cred că îmi ploua mie în gură. Hai să vedem. Nu sunt așa de mândru de cum arată ăsta. Ia vedeți aici, încă o dată. Wow, cât sos am pus. Sosul ăsta? Mai. Sosul ăsta nu are gust de usturoi neapărat. Dar ce? Am mai gustat, dar nu știu ce e. E bun. Da, parcă merge spre tzatziki. S-a rămurat. Ia ăștia. Că mie că îi mănânc pe toți și nu mai ai cu ce să compari. Nu mai e cum e unul aici. Ok, și acum o să încerc eu nuggets-ul de la Popeyes în combinație cu acest sos. Dar după ce am mâncat sosul la Glen, nu știu dacă mai dă ceva pe spate, sincer. Bun. Nuggets de la Popeyes cu sosul de usturoi. Lăsați-l voi pe Montrei și uitați-vă aici. Nuggets de la KFC cu sos de la KFC, băieții mei. Asta, da. Mi-l bag în popul. Ma, vezi ce bun e. Nu pot să zic nimic de asta după ce am mâncat ăla. E prea bun ăla.
Adevărat că le-ai fi mâncat pe toate, nu? Am mai rămas un dos aici. Și mi-ai făcut poftă cu... Bă, și eu zic să termin cu ceva bun. Ui, ce ai făcut pe mine, mă? Ce ai făcut aici? Ai lăsat niște sos de... Nu se vede, dar stați să vă arăt. Acum ne ridicăm de aici cu mizeria de mâncare de la KFC și Popeyes. Ne ridicăm la Alex în mașină să vă arătăm ce-au făcut aici, că zici că... Ești pe trapă? Să nu zic altceva, dar zici că s-a căcat o cioară. Vezi, Dumnezeu e sus și vede. Bă, se scurge tot în mașină. Cartofi prăjiți? Wow! Și cu bacon pe el. Noi n-aveam cu bacon, cred că ne-am încurcat comanda, nu-i până. E bine, avem extra bacon. Problema e că n-avem cu ce să-i mâncăm. Dar uitați-vă cum arată. Și bă, arată foarte bine. Și sunt cu ceva sos de caju. Nu știu, dar miros bine, rău de tot. Wow! Mamă, că bun să-i. Mamă! Bun! Dar n-avem tacă, mă. Asta e o problemă oricum la foarte multe restaurante de Balcan. Baconul nu e neapărat pe gustul meu. Dar brânzica asta topită, bossule. Și aroma aia de caju. Adică, uitați-vă și voi. Super, jumeche. Păi ăștia sunt aici cu sosul ăsta tare. Păi da, vin direct cu sos. Dacă e trebuie să-ți cumperi tu sos. Chiar îmi plac. Baconul? Și baconul, da. Și baconul îți place? Bă, mie nu-mi plac plate. Ce-i drept, eu nici nu prea mănânc carne de porc. Sunt foarte fițos. Sunt foarte fițos de la mâncare. Bă, trebuie să mă șterg pe pantaloni, de ce nu mi-ai zis? Bun. Ok, și acum de la KFC avem cartofi normali și cartofi Dipping Strips, când îl zbora. Ăștia cred că sunt mai buni. Deci este sosul bucătarului. Facem un ASMR. Uite, ți-arăt aici ASMR. Buf. Chiar nu știu care îmi plac mai mult. Bă, cred că e de la Popeyes. Eu merg pe ăștia de la KFC numai din cauza sosului. E bun sosul, dar parcă sosul ăla și cum erau făcuți în caju, parcă mi-a bune. Dacă excludem sosul de la KFC, merg pe Popeyes. Dacă băgăm și sosul de la KFC, merg pe KFC. Hai să facem ce sfârșit. Așa. Și hai să vedem. Oarecum la... Nu! Erau cu sos? Nu știu, nu mă uit. Clar îmi plac mai mult aia de la Popeyes. Sunt mai bun ăștia. Că sunt mai mari, poți să prind sos mai căzu, bine. Mi-a căzut un inamic aici. E clar, mă mai găsește mai vreodată. Îl găsesc băieții tăi de la... Îl găsește următorul proprietar. Ultima comparație de pe ziua de astăzi este sandwichul Real Burger de la KFC. Care arată cam așa. Ia să vedem. Bă, stai că eu mă uitam la tine, mă, în loc să deschid. Arătai cutia. Eu mă uitam la vlog, mă. Ok, eu nu te mai aștept. Bă, sincer, sunt chestiile astea care nu cred că o să-mi placă mie neapărat. Ba nu, sunt cartofi. Ia să vedem. Vedem și burgerul meu. Bun rozot. Bun. Chiar bun. Și ceapa asta își face treaba rău. Mama, avem ceapă? Mhm. Vezi că-i forță. Ai ce pișcă asta. Altă o pișcă? Mhm. Uai ce pișcă. Bă, sincer, asta... Ce e asta? Asta o pișcă cu aia. Ardei jalapeno. Asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Dacă asta mi-a plăcut atât de mult, sunt curios ăla de la... Hai să vedem. Popeyes. Sincer, nu știu dacă se poate compara. Care zici că e mai bun? Înainte să testezi KFC, clar. Da? Și cam așa se prezintă cel de la Popeyes. Ca și miros. Clar KFC, ăsta are un miros ciudat. Mirosul nu prea mă dă pe spate. Bă, mirosul e absolut... mirosul e ciudat, rău. Hai să vedem. Facem o cruce înainte să mâncăm? Eu am deja un câștigător.
mergem pe KFC? Oh. Sincer, Popeyes s-a câștigat, la mine cel puțin, cu cartofii. Să spune că e exact la fel și la mine. Deci doar cartofii mi-au plăcut mai mult dintre astea. Nu că ne-ar sponsoriza KFC-ul sau ceva, dar astăzi câștigă KFC-ul. Sincer, chiar mi-a plăcut mai mult. Bă, sincer, merg și pe cartofii de la KFC. Nu, nu pot să zic. Cartofii îmi place mai mult la Popeyes. Revenind la problema sponsorizării, dacă chiar este, na, noi mai facem. E adresa de e-mail jos în descriere. Da, dacă chiar e. Cam atât de aici, linkurile lui Alex le găsiți în descriere. Nu uitați să-i dați un follow, un like, un subscribe pe canalul de YouTube. Mie același lucru, să trântiți efectiv butonul ăla de like, că, da. Că ne-ar ajuta, adică pe mine m-ar ajuta foarte mult, un comentariu dacă v-a plăcut și eventual ce v-a plăcut, un subscribe la băieții și un follow pe Instagram, v-am pupat, pa! Salutare prieteni, eu sunt... stai, tu te uiți aici sau acolo? Unde te uiți? Acolo. Acolo. Mai ce rău e să ai monitor. Salutare, prieteni. 2 ore mai târziu.